Bine ați venit la mobilisimo.ro, acesta este iPad Mini și Angry Birds Star Wars. Tocmai a primit un update. Până acum ne-am jucat pe planeta Tatooine, pe Death Star și acum putem să ne jucăm pe planeta de gheață. Update-ul a venit chiar astăzi, pe 29 noiembrie. Jocul s-a lansat pe 8 noiembrie și a primit astăzi 20 de nivele noi. Update-ul este disponibil gratuit pentru utilizatorii iOS în App Store, pentru cei Android în Google Play Store. Avem și filmulețe, evident, cu povestea, Darth Vader și porcii săi. Acest update aduce o lume de gheață, aduce acest robot patrupezi și prințesa Leia, care este o pasăre roz, care are o putere deosebită pe care o să o vedeți imediat în acțiune. Hai să vedem și primul nivel. Iată planeta înghețată din film și acești porci care stau pe niște pietre în formă de nave. Luke Skywalker la posturi. Acum avem și un nou element de mediu, zăpada prin care puteți trece și gheața pe care roboții vor aluneca. O să vedeți, e chiar amuzant. Mai avem un singur porc rămas. Observați că lasere ricoșează în continuare. Hai să vedem un nivel mai interesat, nivelul 5. Aici apare pentru prima oară pasărea roz. Și hai să vedem ce poate să facă această pasăre. Trageți cu ea, selectați o zonă și ea are posibilitatea de a atrage gravitațional diferite pietre sau inamici către ea. Spre exemplu, putem atrage acest robot care trage cu lasere și va trage în ai lui. În cele din urmă, terminăm nivelul cu aceste păsări care trec prin sticlă. Mai încolo o să apară și acei roboți patrupezi și acești roboți ciudați negri în formă de caracadiță, dar apare și Chewbacca cu sunetul său trademark. Cele 20 de nivele sunt destul de ușoare, ultimele 5 sunt ceva mai grele, dar puteți folosi un Millennium Falcon dacă vă blocați. Cam o dată la 5 stele sau cam la 10 stele primiți un Millennium Falcon. Iată din nou prințesa Leia în acțiune. Pasărea roz a apărut prima oară în Angry Birds Seasons, Back to School, și acum a apărut și în Angry Birds cu un subiect tematic, adică o prințesă din Star Wars cu acea freză unică. Iată și roboții despre care vorbeam. Hai să vedem ce putem face cu aceștia. Spre exemplu, putem să-i tragem de picioare pentru a-i mișca. Sau putem să apelăm la Han Solo cu laserele sale. Rețineți, acest update este total gratuit, pur și simplu intrați în aplicația Angry Birds Star Wars, selectați update și se va descărca update-ul și veți putea juca aceste 20 de nivele noi plus 2 nivele bonus noi. Puteți să trageți și de roboții negri, nu doar de pietre. Și hai să vă fac și un mic spoiler, iată cum arată ultimul nivel cu bossul, această navă spațială exact ca în film. Și aici vă veți folosi de Han Solo. Aveți și TIE Fighter, observați. Esențial este să distrugeți nava, veți folosi și acest Jedi pentru a împinge tureta cu laser și o face să tragă în inamici. Și iată și pe Chewbacca în acțiune. Și hai să vă arăt cum arată și un Millennium Falcon. Ok, și acum un ultim nivel înainte de a da verdictul pentru acest joc. Vă spun de pe acum, nota sa o să fie cam 8 pentru că este prea ușor. Dar partea bună este că este gratuit, spre deosebire de acel update cu Yoda, care pe iOS costă cam 2 sau 3 dolari. Plus este distractiv, că aduce o nouă pasăre, pasărea roz, prințesa Leia și acest robot mari. Deci nota rămâne 8 pentru acest update. Îl găsiți gratuit, faceți update aplicației și veți primi cele 20 de nivele plus 2 bonus. Cam atât de la mobilisimo.ro, Angry Birds Star Wars, update-ul planetei Hoth, care ne promite noi nivele în curând, după ce ați ajuns la nivelul 20, iată. Coming soon avem încă 10 și încă 10, deci încă 20 care vor veni probabil pe la final de an. Cam atât de la mobilisimo.ro, la revedere!